amoretul ăsta de Dragomir, care servește anumite scopuri cu precizie, fără să fie întrebat de sănătate, a reușit să învrăjdească într-un mod pe care nu ni-l doream oameni din aceeași generație și noi am uitat, de fapt, să identificăm în această seară scopul. Și îmi permit cu tot dracul, pentru că îi cunosc pe toți cei din studio și cei despre care s-a vorbit și oricum mă doare sufletul că presa este dezbinată, pentru că nu merită. Presa în această țară nu a devalizat bugete locale, județene, naționale. Presa în această țară a mai făcut greșeli, într-adevăr. Realitatea, noi am făcut greșeala, poate, nu știu dacă a fost greșeală, în 2004, când nu l-am lăsat pe Năstase și Camarila lui să preia România. Am făcut greșeli, în ghilimele zic, în 2009, când am opus lui Băsescu la al doilea mandat, care a fost fatal României și nu prea să-l aibă. Și nici acum nu știu dacă am făcut sau nu am făcut greșeală în 2014 cu Iohannis. Trebuie să ne lămurim. Deci facem greșeli, dar ele nu-s greșeli a la Teltrum, a la Dragnea, a la Baroni, care rup tot, distrug tot. Noi putem face greșeli, fiecare de acolo. Savi, Vandre, până la Oreste și toți prietenii noștri, este ce? Putem face greșeli. Nu avem toate informațiile, zicem ceva, facem altceva. Marea majoritate încercăm să ne cerem scuze, dar asta nu sunt greșeli care distrug România. Aici, de fapt, subiectul principal, pentru că la asta am vrut să vin, este că băieții ăștia la comanda lui Teddy, care e din ce în ce mai sigur pe el, nu vreau să-i simesc că trage pe noastră cu această siguranță. Doamne ferește, doar care mergi mai mari, cu scurie, așa, forne, dar nu din cauza faptului că ar trage pe noastră în Brazilia sau pe în altă parte, dar forne, se vede că e bucuros. Deci forneitul ăsta lui pe care l-am investigat vine de la această satisfacție. Păi să-i aliniez eu pe jurnaliștii ăștia, pe toți, care sunt sau care se simt, fără dovezi despre ei, la comisia SRI, sub comanda acestui nevolnic numit Manda și la sugestia unui mare, mare general, cine știe ce grade mai are, care nu ține vorbească de sutele de mii de dolari primise pe conturile rudelor lui, vine și fără dovezi ne incriminează pe toți. Dar să aliniem jurnaliștii acolo la spate. Eu îi spun ceva lui Manda și cu Dragomir ăsta. Îi rog să mă cheme la comisie și o să merg la comisie. Dacă ei mă cheamă la 12, eu la ora 11 o să fac o conferință de presă în fața ușii comisiei, în care o să vorbesc documentat pe baza punctelor pe care noi le cercetăm că suntem jurnaliști, despre faptele lor, despre viața lor, despre viața acestui Manda, despre viața acestui Dragomir, despre viața câtorva membri ai comisiei, dar documentat. O să ne luăm și aparatura posibilă ca să putem să arătăm pe ecran tuturor jurnaliștilor cine sunt acești oameni care doresc să ne judece pe noi. Și apoi, atenție, după ce fac această conferință de presă, o să merg și la comisie și o să spun de vorbă cu ei față în față. Pentru că nu trebuie să lăsăm aceste ipohimene să discute în acest fel despre niște oameni care, repet, ar fi putut să facă greșeli și am făcut toții greșeli. Cu toții, și eu la telefon și voi din studio, am făcut greșeli. De documentare, de percepție, eu, ca și consultant politic, ar domnului, vai de capul meu, am făcut greșeli. Dar asta nu înseamnă că suntem killerii României. De ce? Pentru că la un moment dat fiecare dintre noi, așa cum este normal, ne-am întâlnit și am discutat ca să ne documentăm, fie cu ofițeri de informații, fie cu șef de servicii, conform relațiilor, disponibilităților și așa mai departe. Un fapt concret care se petrece oriunde în lume, cum am spus mai devreme, de la Statele Unite în jos, este considerat grav și se face proces de infecție. Sigur, au fost și șefi de servicii secrete foarte excesivi care au dat comenzi. Ați vorbit mai devreme. N-am nicio îndoială că George Maior și Florian Coide au dat comenzi. Absolut. Nu se poate contesta asta. N-au ajuns încă să răspundă pentru aceste comenzi pe care le-au dat, pentru niște șantaje pe care le-au aplicat asupra unor jurnaliști.
având informații despre viața lor personală, e limpede. Mihai Răzvan Ungureanu, pe cădere, puțină lume știe că panoplia unui director civil de serviciu există posibilitatea unor agenți acoperiți ai săi, pe care nu-i divulgă. Gen Ilan Schwarzenberg pentru mereu, doi ieșeni, sau alți jurnaliști care au putut să aibă această relație cu Mihai Răzvan Ungureanu, în timp că mult de vreme s-a crezut posibil președinte după întriminire. Aici vreau să spun ceva că v-am auzit mai devreme. Apropo de un alt patron de media, Dan Andronic, din generația noastră. Fraților, acel nemet care a vorbit despre Dan Andronic, că este ceea ce este, și eu am cunoscut domnul Dan Andronic pentru că îl cunosc pe Dan Andronic de mult. Și am avut destule ocazii în care ne-am certat și aș avea destule motive să vorbesc negativ despre el, dar nu o să o fac pentru că nu-i corect. Acel nemet a fost suspectat și documentat de către fosta securitatea României, care lucra foarte bine, care fie agent GRU, a fost suspectat și documentat că a avut tentative de a pune bombe la Europa Liberă. Deci trebuie să fim foarte atenți la rândul nostru, atunci când preluăm niște lucruri despre cineva care vorbește cu subiect și predicat, iar aici sugestia mea este să ne documentăm, să lăsăm posibilitatea tuturor, pentru că acest nemesis este total necredibil, apropo de ceea ce spune despre Dan Andronic. Se pot spune multe despre Dan Andronic, dar nu la Radio Șanț, pentru că este un coleg al nostru, nici mai bun, nici mai rău decât fiecare dintre noi, iar această pilulă care a fost pusă la cea mai rămas din solidaritatea presei românești, este una foarte gravă. Intenția noastră la realitatea, când cerem această listă total nedocumentată, este să arătăm aceste lucruri care se spun despre colegi de-ai noștri sunt nedocumentate, nu se pot proba și nu pot să distrugă nici audiența, nici credibilitatea unor instituții de presă unde acești colegi ai noștri lucrează. Hai să vă spun un lucru apropo de generația veche, că am auzit și cu Cristoiu. Eu, dacă vreți, am o tristețe mare, pe lângă concurența pe care accept și cu CPT-ul și cu Cristoiu, pentru acest meci de ușură mocnit între cei doi, care, deși gândesc relativ similar, nu sunt în stare să se adune și să recunoască eșecul generației lor de a se solidariza, care a generat eșecul generației noastre de a ne solidariza, care a generat distrugerea Clubului Român de Presă la inițiativa lui Adrian Sârbu, care s-a lăsat păcălit de farmecele lui Florian Coldea, care a greșit nepermis. Florian Coldea nu avea ce să caute în jocul de presă din România, nu înțelegea nimic, nu pricepea nimic. Era un biet repetent la o facultate minoră care a ajuns în Serviciul Român de Informații și nu avea ce să caute în acest joc superior, care este jocul legat de mass media. Dar el s-a băgat aici, Adrian Sârbu a greșit major pentru că el conducea atunci în mod majoritar Clubul Român de Presă, care Club Român de Presă a dispus cu contribuția celorlalți care au acceptat acest lucru, nu i-a interesat în niciun fel că ar fi vreun pericol mortal pentru presa românească să nu se înscrie la un cel puțin o dată pe lună ca să discute despre subiecte, despre prioritățile României, despre problemele României, așa cum se făcea. Oameni mai mulți sau mai puțin buni, dar cu oameni care erau interesați. De la Mihai Tatulici, cu defectele lui, până la Sorin Roșcațănescu, cu defectele lui, până la Nistorescu, cu defectele lui, am spus mai devreme pe CTP și pe Cristoiu, și pot să continui această listă de la cap la coadă și să le arăt că s-au lăsat păcăliți atunci când au acceptat ca acest Club Român de Presă să fie distrus la o intenție, atenție, non-americană. Prostiile pe care le-a spus Coldea lui Adrian Sârbu că americanii ar vrea distrugerea Clubului Român de Presă, îl culpabilizează de fapt mai mult pe Adrian Sârbu, care este mult mai deștept decât Florian Coldea și vrea să pice în această capcană. Asta e discuția adevărată despre presă, dacă vrem să o resolidarizăm, să nu credem pradă unor pitifelnici gen Manda sau Dragomir, care vin să facă legea într-un loc de maximă importanță și strategie națională, pe care nu-l înțeleg, nu-l pricep, dar vor să-l maculeze. De ce? Pentru că lui Teddy nu-i place să se spună adevărul. Aia Teddy
nu dorește presă liberă, de-aia Teddy nu dorește presă racordată internațional, de-aia Teddy dorește doar niște patroni de presă care sunt interesați de jocul economic sau de jocul din justiție, apropo de legile viitoare care se scape de alte probleme pe care le au, ca rușinea mare a lui Voiculescu, asta o luăm altă. Uite, vorbește la Voiculescu în care, pentru că m-ați atâțat pozitiv, v-am ascultat. Rușinea lui Dan Voiculescu este că e în stare asculte de strategiile unui acatezi. A, sigur că în paranteză el, de fapt, este pătăricianu, când primul Cudrianu stați, a făcut o strategie sofisticată care să lase pe Dragnea în paranteză, să când îi vine vremea lui Tăriteanu, nu-l scuze nimic, Dan Voiculescu, îmi pare rău că te să spun. De la Ghiță n-am așteptări pentru că el a stat exact în aceeași poziție. Cum a stat cu Maior și cu Colda, așa vrea să stea și în continuare pentru un joc care să-l salveze pe el personal. Dar marele Dan Voiculescu să stea la strategiile lui Dragnea, asta este rușinos. Și să adresez și un mesaj aici, să fie rușine.